Bună ziua, drumeți adunați la Hanul Ancuței. Astăzi avem plăcerea, ca în activitatea Școala Altfel, să punem în aplicare o activitate numită La Hanul cu povești, care s-a concretizat într-o povestire orală realizată de elevii clasei a 9-a, respectând decalogul povestirii. Am conceput noi un decalog al povestirii, adică 10 reguli care trebuie respectate în cadrul realizării povestirii orale și o să le menționez. Avem în spate, în fața mea și în spatele lor, și o planșă realizată de o elevă. Crearea atmosferei de bună dispoziție propice declanșării actului narării, prima regulă. Formula de adresare către ascultători în limbaj familiar. Captarea atenției ascultătorilor pentru a le stârni interesul acestora pe tot parcursul povestirii. Inițierea povestirii, care trebuie să fie inedită, insolită, neobișnuită, surprinzătoare, ieșită din comun. Atemporalitatea, o altă trăsătură a povestirii, deci vom urmări dacă elevii au respectat această particularitate, respectiv formele adverbiale, da, care să sugereze nedeterminarea temporală, preocuparea pentru limbajul verbal, dar și pentru comunicarea verbală, dar și cea non-verbală, da, gestica, mimica, intonația, expresia feței, poziția corpului, inflexiunile vocii, caracterul îngrijit al exprimării, expresivitatea limbajului, în ce măsură au folosit figuri de stil, valoarea conotativă a cuvintelor, aspectul evocator al întâmplării, da? Timpul narării, marcarea unui eveniment petrecut în trecut și limitarea la un singur eveniment, la un singur fir narrativ. O să-i dăm cuvântul elevei. Dați-mi voie să vă istorisesc o întâmplare din trecutul meu. Încep prin a vă spune că într-o zi frumoasă de iarnă am decis ca eu și prietena mea, Ana, să mergem în vacanță la munte, cu gândul de a schia. După ce am ajuns acolo, ne-am luat echipamentul de schi și am plecat în căutarea unei pârtii. Totul era acoperit cu un covor alb de zăpadă, iar pe cer se zărea mii de fulgi, creând o atmosferă ca într-un bar. Mergând prin pădure, la un moment dat, am văzut o ursoaică cu puii ei. Eu și Ana am încremenit de spaimă. Ce credeți că a urmat apoi? Ursoaica s-a apropiat și a început să mormăie. Din contră, luând-o de cei pe moment, ne-am pus schiurile în picioare și am început să ocolim copacii. La un moment dat, prindesem prea multă viteză și văzusem drept în față un copac ce nu putea fi ocolit. Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Te-ai izbit de copac. Oare ce s-a întâmplat? Dimpotrivă, nemai putând controla schiurile, m-am pus jos de frică să nu mă izbesc. Mai apoi m-am ridicat să o ajung din urmă pe Ana. După ce am ajuns la cabană, i-am povestit cele întâmplate și ne-am sfătuit să nu ne mai aventurăm singure în căutarea cu unei pârtii prin pădure, pentru a evita pericolele. Cum vi s-a părut întâmplarea din trecutul meu? Mi s-a părut foarte amuzantă, dar totodată ne-a ținut cu sufletul la gură. Mă bucur că v-a plăcut povestea. Cum ți s-a părut? Cum te ai aventurat să schiezi? Nu te-ai gândit la pericolele pe care le implică acest sport? Dimpotrivă, am vrut să văd dacă pot să schiez pe ținuturi necunoscute. Foarte curajoasă ești, e de apreciat comportamentul tău. Mulțumesc frumos! Vreți să mai auzim și o altă poveste? Da. Oare de ce, din copilăria cărui mesean vreți să auzim o poveste interesantă? Petru.
No, eu aș propune un cavaler. Ia uite ce pălărie frumoasă are și șade așa de bine lângă domnișoara. Mai că i-aș vedea făcând o pereche. Da, da. Ce ziceți? Merge. Merge, a? Merge. L-ascultăm și pe el. L-ascultăm și pe el. Ia să auzim. Dați-mi voie să vă povestesc o întâmplare din trecutul meu. Încep prin a vă povesti că într-o zi frumoasă de vară m-am gândit să mă duc la pescuit, deoarece eu îl consider un sport frumos și de ce se desfășoară în aer liber. Când pescuiesc, mă simt liniștit, deoarece îmi place liniștea din jurul meu, dar totodată și gălăgia făcută de apa limpede. Mi-am luat echipamentul necesar și am plecat în căutarea unui loc bun de pescuit. Găsim locul perfect, dar am început să pescuiesc cu speranța de a prinde cât mai mulți pești. Așteptând liniștit, am tresărit dintr-o dată, crezând că este un pește mare. Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Pește mare, nu știu, tu ce crezi că s-a întâmplat, soro? S-ar putea să prindă un caros, ceva. Din potrivă, am tras când mi s-a părut că este destul de aproape și am ridicat în sus. Ce credeți că era? Ce să fie? O balenă? Sau un rechin? Un rechin? Din contra, crezând că am prins o pradă frumoasă, spre uimirea mea era un șarpe uriaș ce era să mă muște de mână. Speriat, am rupt firul și am dat drumul înapoi în apă. În acea zi nu am mai pescuit nimic și am plecat acasă, deoarece am tras o sperietură pe 15. Cum vi s-a părut povestea mea? Foarte frumoasă. Cum vi s-a părut? Ce ți-a plăcut, Bianca? Ți-a plăcut povestea lui Robert? Da. Da? Ce te-a impresionat? Ce te-a impresionat? Te-a impresionat ceva? Cu șarpe. Cu șarpele, da, că a apărut șarpele. Da, mulțumim, Robert. Mă bucur că povestea mea v-a plăcut atât de tare și ați rămas surprinși de cele întâmplate. Cu adevărat, ești un povestitor talentat. Oare mai sunt și alți drumeți prezenți aici care au darul povestirii? Păi prezint un pic pe prietena ta. Cum se numește și... Se cheamă Păina Verina. Când v-ați cunoscut mai de mult sau... Da. Da? Vă leagă vreo prietenie? Nu. Ceva? Nu vă leagă nicio prietenie. Și ce o recomandă să ne spună o poveste? Ce crezi că ar recomanda-o? Talentul ei de povestitor. Uh-huh. Ți-a relatat de mai multe ori întâmplări din viața ei, nu? Da. Și te-au captivat. Da, mai tare te rugăm. Păi atunci să-i dăm cuvântul, dar Irina. Irina. Cred că nu e Irina din capele Irinucăi, nu? A lucrat. Bine. Hai, Irina, te ascultăm. Îmi dați voie să vă spun o întâmplare cu peripeții? Încep prin a vă spune că într-o zi de primăvară nori triști se revărsau peste pământ. Cerul apasă. Măria s-a uitat astăzi să reverse lumina trandafirie de început de primăvară. Lumina s-a ascuns printre nori cenușii cu cearcănii ei apăsate de lumini. Pomii și florile proaspete și parcă tremura sub frigul de afară. Ei însuși sunt încercuiți de zbaterea lacrimilor, ce a început să caute drumul spre pământ. E frig și fiecare floare caută rase de soare. Toate mănunchiurile străpung cearcănele viței de vie. Una mică, alta mare, în cealaltă întreagă, se apleacă cu floare. Acestea zâmbesc cu mulțumire. Le e bine acum, e călduț afară. Nimeni nu mai tremură. Pomii și florile, iarba și păsările, oamenii și zările respiră odihniți. Primăvara dăruiește multă splendoare. A doua zi ne bucuram de o zi de primăvară călduroasă. Eu am hotărât să mergem la deal la un grătar. Am pus în mașină tot ce ne trebuia. Am plecat la drum. După ce am ajuns la locul de campare, s-a întâmplat ceva uimitor. Ce credeți că s-a întâmplat? La locul de campare era ocupat.
Ce trebuie să se întâmple? La voi ce trebuie? Era ocupat de altcineva. Da, dar poate că altceva s-a întâmplat. Cu ce crezi?